În perioada 23 mai-27 mai, structurile Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat la nivel județean, sub coordonarea Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, peste 100 de acțiuni în contextul evenimentului Săptămâna Prevenirii Criminalității 2022, în spații publice, în instituții de învățământ, în mediul urban și rural sau în societăți comerciale cu angajați preponderent de sex feminin, în cadrul cărora au fost abordate teme precum fără discriminare, tematica abordată vizând noțiuni generale despre discriminare, formele acesteia și exemple concrete de discriminare în mediul școlar, prevenirea violenței în familie, noțiuni despre formele violenței în familie, ordinul de protecție și legislația în domeniu, disparițiile sau plecările voluntare, importanța respectării regulilor, rolul procesului de învățământ în formarea tinerilor și consecințele care pot surveni în urma comportamentului școlar deviant. Astfel, aproximativ 10.000 de cetățeni din întreg județ au beneficiat de noțiuni prezentate, dar și de recomandările polițiștilor, cei mai mulți dintre aceștia fiind elevi, într-un număr de peste 7.700. În acest context, au fost împărțite peste 1.500 de broșuri cu texte preventive pe tematica abordată de polițiști. În această săptămână, în cele 5 zile de activități, cele mai sensibile subiecte au fost cele despre plecările voluntare, cât și violența domestică. Finalul campaniei Săptămâna Prevenirii Criminalității 2022 a fost marcată vineri 27 mai printr-o activitate de amploare pe esplanada centrală din municipiul Suceava. Polițiști, jandarmi și polițiști locali au expus tehnica din dotare și au organizat ateliere de prezentare împreună cu partenerii de la Salvați Copiii, Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și voluntari. Au fost organizate jocuri interactive și activități prezentative la care au participat în intervalul orar 10-13 peste 400 de copii, dar și cadre didactice și adulți. Au fost abordate subiecte de interes pentru tineri și s-au purtat discuții deschise și constructive. Abordările polițiștilor au plecat de la întrebări sau chiar afirmații ale tinerilor care i-au ajutat să înțeleagă problemele acestora și să poată să vină în ajutorul lor. Dispăruți pot fi, fără nicio ezitare, victimele unui puternic dezechilibru psihologic, existând șanse mari de a rămâne marcați și traumatizați după o astfel de aventură. Totodată, acești tineri își pun viața în pericol la fiecare pas, iar lipsa bunurilor materiale îi poate îndemna să fie părtași unor acte de violență și infracțiune, au spus polițiștii suceveni. Aceștia au discutat cu tinerii despre faptul că viața are urcușuri și coborâșuri și nimic nu este permanent, nici fericirea, dar nici durerea sau suferința. Aceștia au fost încurajați să evite să își vadă părinții ca pe niște dușmani și să încerce să vadă situația din punctul lor de vedere. Un alt subiect atins a fost acela cu privire la violența domestică, care îmbracă mai multe forme, abuz fizic, abuz emoțional sau abuz financiar. Violența domestică este atunci când o persoană încearcă să controleze și să își impună puterea asupra partenerului său într-o relație intimă.